Fostul premier al Republicii Moldova, Vlad Filat, i-a adresat recent o scrisoare secretarului general al Consiliului Europei, Torbion Youngland, prin care și-a expus punctul său de vedere asupra ultimelor evoluții din Republica Moldova, în special asupra stării lucrurilor în domeniul justiției. În scrisoare adresată secretarului general al Consiliului Europei, Youngland, Vlad Filat l-a informat că noul dosar intentat în privința sa are la bază același fapte reținute în prima cauză penală și și-a exprimat îngrijorarea că acesta va fi folosit în contextul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare. La 17 ianuarie, 2019. Torben Youngland i-a răspuns fostului premier și a dat asigurări că a luat notă cu mare atenție despre preocupările cu privire la situația din Republica Moldova. Youngland a ținut să-l reasigure pe Vlad Filat despre faptul că acesta urmărește cu regularitate și foarte îndeaproape evoluțiile privind drepturile omului, democrația și preemțiunea dreptului în Republica Moldova.